Bună România, bună seara noastră și invitațiul noastră, bună seara Răzvan Zamfir. Bună seara Radu, bună seara tuturor. De ceva timp în viața asta suntem în buza celui de-al treilea război mondial. Dă așa cumva să se aventureze în viețile noastre așa ceva. Dă cumva tot timpul să pară că e plauzibil scenariu. Într-una pare că se discută așa ceva, nu știu, pare terminasem. Se credibilizează ideea. Se tot autorizează. Lumea zice. Ba că acolo cu ucrainenii și rușii, acolo, ba în partea asta cu Israel și palestinienii. Dar unde noi nu vorbim despre ce se întâmplă în Africa, de exemplu. Pentru că dacă am aduce în discuție și ce se întâmplă în Africa, ne dăm seama că nu e continent scutit de războaie în aceste momente. Toate continentele sunt niște conflicte. Deci cu Sudanul de Sud, cu acolo, cu ce e, domnul Buzem. Dar doar că pe român nu interesează. Nu i-ar fi interesat nici măcar subiectul Israelului. Dacă Israelul n-ar fi de interes el ca stat pentru români și o destinație pentru românii credincioși, locurile sfinte, adică dacă n-ar fi așa și ar fi fost o țară oarecare din Orientul Mijlociu, nu ne-ar fi interesat. Ar fi fost irelevant, dar pe de altă parte, normal, relevanța situației este și măsura în care o să vorbim după ora 19, da. Lucrurile dau să escaladeze acolo, pentru că Netanyahu, Israelul, are un comportament excesiv și sigur e justificat de niște orori pe care le-au făcut oamenii acolo, palestinieni, copii, nu mai intrăm în detalii că suntem la ora care nu ne permite. Dar urmează un dezastru în fâșia Gaza și reacțiile celor din jur. Iranul, o să vedem reacția Turciei. Turcia, acum l-am văzut foarte aventurat în declarații pe liderul Turciei, Erdogan. Dom'le, ce caută portavionul americanilor acolo? Adică l-am văzut cumva susținător al ăstora. Mă rog, cert este că la noi aici în localitate... L-ai văzut și pe Joe Biden, de altfel. Joe Biden întotdeauna era fiert, gata să era rezolve terminat, nu. Orice. Bine, na, la o manieră. Statele Unite ale Americii. Asta e ideea, că lumea se uită la Joe Biden și zice, haideți, domnule, chiar așa să... Nu, eu cred că el acolo nu e neapărat ca să ia el o decizie, adică nu poți să-l faci pe el vinovat. Sper. Da, nu poți să-l faci. Sper. Sper că establishmentul american e suficient de puternic încât în momentul de față deciziile nu sunt luate de Joe Biden. Adică un om care nu e în stare să-și, cu tot respectul pentru liderul lumii libere, un om care nu e în stare să-și ducă la bun sfârșit o frază, nu știu dacă e capabil să ducă la bun sfârșit o idee, un raționament coerent, în stare de război pe mai multe fronturi, ca să spunem așa, deși sunt războaie diferite. Deci, domnul Buzean, nu acolo, sperăm că funcționează establishmentul american, sistemul lor, cum s-ar numi, nu mă duc în deep state, că nu vorbim despre statul paralel american, cum era el vehiculat de unii PSD-și pe România, nu. Dar chiar cred că acolo e un mecanism care funcționează dincolo de limitările unui om care ajunge președinte al Americii. Adică nu-i face o statuie și invers, Dan Doaselea vorbind lui Trump, nu care cumva el este cel care, mă rog, e autorul asasinării lui Soleimani, care era coordonator din partea Iranului a facțiunilor ăstora teroriste, Hamas și Hezbollah. Da. Nu, adică el nu el a gândit-o, nu Trump a gândit-o. Sigur, în mandatul lui s-a întâmplat, dar eu știu dacă, adică nu l-aș face pe el ca fiind cel care a rezolvat problema. În schimb, aici în localitate, nu știu dacă Nicolae Ciucă și planul de viitor apropo are, de oameni, apropo de oameni cu funcții irelevanți pe care când îi vezi te rogi ca sistemul să funcționeze fără implicarea lor directă. Să se dea deci comunicat... vezi tu, asta nu e o treabă democratică. Deci ne-au adus oamenii ăștia cu candidații lor nefericiți, cu politicienii lor de doi bani, în situația de a ne ruga să nu funcționeze democrația așa cum ar trebui funcționat. Pentru că, în mod normal, când ajungi președintele unui stat, când ajungi premierul unui stat, tu iei deciziile. Că tu ai primit votul, da? Structura politică din spatele tău are suficiente voturi, în mod democratic structura te-a nominalizat pe tine pentru funcția respectivă sau ți-ai obținut voturile direct ca un președinte de stat și tu conduci. Ajung din cauza faptului că au pus un moș de 90 de ani cât are Joe Biden, care nu poate să-și termine frazele și merge pe câmpii, a luat-o la un moment dat pe spațiu verde, nu se mai oprea, să mă rog să funcționeze sistemul în ciuda limitărilor președintelui. Nu puteți, frate, să puneți la american să avem și noi un model bun, un candidat serios, un om coerent, un om care funcționează la capacitate optimă, astfel încât să nu ajung să mă rog ca statul să funcționeze dincolo de președintele său. Dar aceeași problemă o am și cu statul român, cu Ciucă. Am ajuns să mă bucur că statul funcționează indiferent de numele premierului. Adică te poți revolta mai degrabă, păi de faptul că, până la urmă, vezi, ministru, premierul și așa mai departe sunt doar niște marionete, dar pe de altă parte, văzându-i pe oamenii ăștia care sunt și cum sunt, te gândești totuși relaxat. Domnule, sunt niște marionete, domnule. Adică e cumva o relaxare pe care o dobândești când te gândești, domnule, nu te faci. Gândește că plasa noastră de siguranță psihică, de liniște sufletească, este neîncrederea în democrație. Pentru că dacă ar fi fost democrație, deciziile în țara asta ți le-ar fi luat la nivel executiv în mandatul său Nicu Ciucă.
Ori eu mă gândeam, că nu lasă pe Ciucă să ia dă. Îți dai seama, ăla e un păpuș acolo, e o marionetă. Dar asta înseamnă că neg ideea de democrație funcțională în România. Dar dacă aș crede într-o democrație funcțională în România, ar însemna că trăiesc cu senzația că omul ăsta a condus țara ca premier. Sau te uzi la miniștri ăștia din cabinet, de exemplu, l-aș lua așa la țintă sau l-aș lua așa la întâmplare. Pe ministrul agriculturii. Da. A râs săptămâna trecută că te-ai lipsit toată săptămâna de omul ăla. Dom'le, de fiecare dată când apare, lasă așa o stare de stupoare. Lasă o dâră de stupoare. Și te gândești, bă, sper că nu el se ocupă de agricultura din România, agricultura treabă serioasă. Nu, sper că nu se ocupă el. Și te liniștești, domne, el e pus acolo, doar Stănescu de pauză. Da, te liniștește gândul că se ocupă Geluțu Tâlvăr de apărarea națională. Te liniștește gândul că se ocupă cine acum? Acum e Boloș, dar înainte a fost domnul Căciu, de finanțele țării. Era domnul Spătaru, ministrul economiei. Stăteai liniștit cu industria de apărare în subordinea Ministerului Economiei, condus de o tantă zisă, spor la cafeluță pe colul Ministerului, doamna Nicolescu sau cum o cheamă, adică de la PNL. Adică și oamenii din linia a doua, iară sunt stupefianți. Că ai te gândit, da, în linia a doua sunt niște oameni, niște directori. Dar dacă ăștia nu contează, și noi cu asta ne liniștim, hai bă, că ăștia nu contează, ei sunt acolo, dau de gură. Dar dacă ăștia nu contează, înseamnă că nu e democrație, domnul Budeanu. Și întrebarea este cine sunt cei care contează. E o altă întrebare. Cât de capabili sunt cei care contează? Că până la urmă nici pe aia nu știm să evaluăm, că nu-i vedem. Acum ăștia... pare rău că l-am făcut moș pe Joe Biden, că nu vârsta e problema lui. Domnul Budeanu, nu vârsta e problema lui. Regulă, că ăsta a fost un nenorocit de argument al criptocomuniștilor la începutul anilor 90. Regele e bătrân. Da? Regele era bătrân. Regele nu era atât de bătrân în 90. Deci nu vârsta e problema la Joe Biden sau orice alt personaj. Dar a fost așa, în limbajul poporului român, termenul de moș e așa un fel de apreciere. Hai domnule, știi, experiență, înțelegi. Situația în problema la el e că nu-și duce fraza la bun sfârșit. Condiția în care este și sigur că lumea în care este, în condiția în care este Joe Biden. Adică lumea întreagă cumva spre americani trage speranța. Cumva de americani te bazezi pe americani. Pe cine? Păi nu s-a mai investit în zona asta de apărare, țările civilizate n-au mai investit în zona asta de apărare bazându-se pe americani. Toată jumătate din cheltuiala din armată, din lume, o fac americani. Ei investesc în zona asta. Doamne, sunt oameni, ia, vin, rezolvă, nu e problemă. Dar, Joe Biden, bun, hai să vedem. Nicolae Ciucă, hai să vedem și pe el. Da, bravo, Nicolae Ciucă. Nicolae Uite, Ciucă. Tânăr. Aventura la Canal D, răspunzând la întrebările. La ce? La Canal D, uite-l. Deci, a ajuns la Denis Rifai? A ajuns, a fost și păi Salam. Asta vreau să zic. Deci am Vali Vigelie, Florin Salam, Adrian Minune, doamna Șoșoacă și când chiar i-a terminat, Paul, îl chem pe Ciucă. Bine, eu înțeleg pe Denis Rifai. Deci, în momentul ăla, probabil chiar a terminat toate numele pe care le putea invita și a zis, asta e, îl chem pe Ciucă, trebuie să-mi pașeze cineva pe scaunul ăla. Trebuie să punem pe cineva, dar știe să vorbește. O fi întrebat cineva, dar nu vorbește. Cum îl pui, bă? Hai, domnule, să începem. Hai, domnule, să vedem ce să vedem. O gâncuri el ceva acolo. Ia să vedem ce zice. Regretați că ați acceptat să fiți prim-ministru? A fost un mandat de care nu mi-este rușine și mi-am servit țara așa cum se cuvine. Când a început să conteze numele Ciucă? Niciodată. Ați putea întoarce armele împotriva lui Klaus Iohannis? Întoarcerea armelor pentru un militar este un gest de cea mai joasă speță. L-ați votat pe Marcel Ciolacu președinte? Nu vreau să fac o asociere de culori, dar toate întrebările sunt roșii. Când o să aveți și o întrebare albastră? Ce șanse are PNL în fața AUR? Doamna Rifai, am intrat în politică să fac ceea ce trebuie să fac, nu să fac circ. Știți ce înseamnă un stat în faliment? Sunteți pregătiți să plecați acasă? Plecatul acasă în astfel de momente seamănă cu o dezertare. Niciodată. Am în față un erou? Dom'le, stai un pic, ăsta e un montaj, sigur o să vedem varianta pălar, dar așa de montaj ăsta e să începem cumva dandoasele de la final. Deci dezertarea, asta cu dezertarea. Dom'le, stai un pic, dom'le, că nu-i chiar așa. Trebuie să desfințăm un pic acest argument al... Dom'le, rămân aici în funcție, asta e argumentul directorului de la spitalul din Botoșani unde a murit o femeie. Dom'le, nu pot să plec de pe corabie în timpul problemei. Păi tu ești problema! Înțelegeți? Tu ești problema, nu e nicio dezertare. Tu ești problema. Au acest argument pe care îl tot furnizează. Dom'le, nu putem să plecăm în timpul problemei, nu putem să stăm aici și rămânem înfipți în domnul Ciucă Ciolacu, în oamenii ăștia, cât timp rămânem înfipți, că nu vor să dezerteze. Mă rog. Dom'le, înainte să fie politician, se vorbea despre generalul Ciucă. Da, am auzit să vorbim despre generalul. Era el mare orator, dar... La 1 decembrie era acolo. Generalul Ciucă. Stătea acolo, da.
Eu cred că ar trebui să vorbim și despre generalul ăsta Ciucă. Cum a ajuns Ciucă general? El mi se pare că nici general nu e. Sigur, e în acte. Dar și în acte și doctor e. Trebuie să-ți recunosc că și-a luat el stelele. Aceste întrebări pe care le-ai pus în legătură cu podul de la Năstrie. Eram aici și mi se părea un pic nera locul ei întrebarea. Domne, o fi fost sau nu o fi fost? Mi se părea nera locul ei discuția. Telespectatorii sunt martori. Eram, domne, stai un pic, nu putem să punem. Și acum, sigur, mergem mai departe. Da. Vreau să vorbim un pic despre omul ăsta care rostește așa, cu ton de adevăr absolut, niște prostii. Niște bălării. Da? Nu, spune prostii, nu înțeleg de ce mai întâi a fost invitat la această emisiune Florin Salam și abia apoi s-a ajuns la Nicu Ciucă. Înțeleg de ce s-a trecut prin Vali Vijelie, Adrian Minune, doamna Șoșoacă și alții până să se ajungă la Nicu Ciucă. Pentru că Nicu Ciucă are mult mai puține de comunicat, de spus, decât oamenii ăștia pe care am enumerat puțin mai devreme, domnul Buzeanu. Da. Mult mai puține. Da. Nu, dar mult mai puține. Măcar te distrezi, l-ai și explicat, domnule, zice, cum a zis, nu cred că trebuie să fac circ, eu nu sunt... Deci faptul că omul nu e în stare să zică mare lucru... Hai să zic ceva despre... Se înrudește cu ideea de, domnule, nu face încerc. Înțeleg că e general, da, 4 stele, a fost șeful armatei și poate la un moment dat când ne mai liniștim cu alte subiecte, încercăm să-i urmărim cariera militară, domnule Ciucă, să înțelegem cum ajunge un astfel domn șef armate general cu 4 stele. El a zis că a demisiona echivalează cu a dezerta. Vreau să dau și eu un exemplu. El a zis, dar nu, să demisionez pentru că asta înseamnă să dezertez. Da. Vreau să dau un exemplu. Generalul Cantacuzino Grăniceru, fără să ne referim la opțiunile lui politice din Interbelg. Ne referim la cariera lui militară. Da. Strict militar. Uite că ți-a și apărut militarul general. Nu, eu vorbesc de... Doamne, nu știu. Eu vorbesc de general. Da. Doamne, omul ăsta în 1915, generalul Cantacuzino, zis Grăniceru, și-a vândut o moșie și-a cumpărat 15 mitraliere ultramoderne pentru corpul de armată pe care îl conduce. Și-a vândut moșia lui, că nu aveau bani. Da. A înzestrat-o. În 1918... După semnarea tratatului de pace de la București, generalul ăsta care își vindea moșiile lui ca să înzestreze armata, a demisionat din armată. Pentru că a spus că tratatul ăla e incompatibil cu onoarea de militar. A fost trecut în rezervă cu gradul de general. El a demisionat din armată, domnul Ciucă? Nu, el n-a demisionat din armată. El a fost trecut în rezervă. Trecut în rezervă. Nu, e o diferență. Da. Generalul despre care vorbesc eu, Cantacuzino, a demisionat în timp ce era activ. Okay. Putea să-și continue cariera militară și a spus cu tratatul ăla semnat de oamenii țării mele, eu nu pot fi militar, e incompatibil cu onoarea mea. Și a cerut să plece din armată. A fost trecut în rezervă, da? El n-a fost trecut în rezervă pentru că a simțit ceva în neregulă și a zis, domnule, eu mă retrag de aici. Nu, el la limită de vârstă, mă rog, toate cele. Da. Ce încerc să spun? Câteodată onoarea înseamnă tocmai să-ți dai demisia. Câteodată despre onoare, ține demisia. Nu să te agăți ca un disperat de scaun, să mai ciugulești ceva de la președinte. Din onoare. De președinția Senatului, dintr-un partid pe care a rămas un hoit Partidul Național Liberal. E o carcasă. Și când te duci în piață și cumperi o carcasă de porc, porcul ăla nu mai e viu. Da, nu mai are toate organele interne. PNL în momentul de față e o carcasă. A fost și întrebat, nu mai are organismul intern. V-a fost jene, cum am întrebat? N-am prins întrebarea bine. Adică v-a fost rușine de mandatul ăsta de premier? Nu mi-e rușine cu nimic. Păi dar înseamnă că n-ai rușine. Nu mai există rușine în ziua de azi unui om, unui militar cu gradul domnului Ciucă și cu funcțiile deținute de Ciucă și care a fost în teatru de operații, domnule, ar trebui să-i crape obrazul de rușine după mandatul ăla de premier. Dar l-a întrebat Denis Rifai și de întoarcerea armelor mai devreme. Deci, domnule, ați întoarce armele împotriva lui Claus Ioane și l-a spus că nu e un... Întoarcerea armelor pentru un militar e cea mai mare rușine sau nu știu ce a zis, cea mai mare umilință. Bă, trebuie a venit o întrebare. Vă rog frumos să comentați momentul 23 august. Păi, ar fi trebuit armata română. Poate ne-a urmat, că acum am văzut un preview așa, nu știu. Nu știu, să vedem, poate o fi. Vreau să știu dacă președintele Partidului Național Liberal... Despre 23 august... Să vedem, să-ți vorbească despre întoarcerea armelor. Poate fi opțiunea lui de militar să rămânem cu Hitler. Ar fi trebuit să rămânem cu Germania nazistă până la final. Da? Nu ar fi trebuit să... Vreau să știu dacă asta e părerea lui. Poate era opțiunea lui, dar sigur, să spună, mă, să spună. Că m-a săturat, mă, de ăștia, care sunt extrem de demni. La decenii distanță de un moment istoric, dar nici n-au tupeul să-și asume o înfrângere până la capăt. Că dacă Ciucă crede că întoarcerea armelor e întotdeauna cea mai mare rușine, să spună, domne, noi ar fi trebuit să rămânem cu Adolf Hitler până la capăt. Asta, să văd dacă are tupeul să zică. Dar nu,
El zice în felul următor: sigur că ar fi trebuit să fim alături de aliați, dar întoarcerea mea e o rușine. El vrea să fie și damă de consumație și fecioară. Păi nu vrea să problema lui. Politician are un discurs politician. Se poate și cu sufletul rai și cu nu merge. Funcția politică în problema e alta. Cont. Problema e alta. Te rog. Președintele României. Te rog. Klaus Iohannis a luat-o încolo. Am auzit despre. Către Budapesta. A avut zbor la Budapesta. Sper că nu suntem tot în contextul primului război mondial. Sper că nu în sensul ăla a luat-o spre Budapesta. Eu am depășit momentul primului război mondial. A depășit momentul primului război mondial. S-a mai luat către Budapesta. Și fiind și neamț, sigur că se tot felul de conotații. Vă rog, depășiți. Circulați, domnul Buzenu. Mergeți spre alte subiecte. Dar pe de altă parte, domnul președinte al României a luat-o către Budapesta, a avut o escală, s-a întâlnit acolo cu doamna președinte a Ungariei și da, de acolo... Doamna Cătălina sau Catalina. Catalina, cum zice. Cătălina îi spunem noi românești. Vizita mea la Budapesta este un semnal important privind dezvoltarea viitoare a relației bilaterale. Dacă aveți... Dar vreau să-l au pe el spunând asta, domnul Buzea. Zicându-vă el. Am serioase dubii că n-a fost cu atâta în fază. Hai să vedem mult mai plat președintele României. Vizita mea astăzi la Budapesta... la invitația doamnei președinte Catalin Novak, constituie un semnal important privind dezvoltarea viitoare a relației noastre bilaterale. Am continuat astăzi dialogul cu doamna președinte după vizita sa de la București de anul trecut și după summitul inițiativei celor trei mări de la București, unde a fost împreună în septembrie. Am exprimat disponibilitatea deplină a autorităților române de a acționa pentru consolidarea dialogului și a cooperării bilaterale și de a oferi și mai multă substanță parteneriatului strategic dintre țările noastre. România urmărește ca acest dialog să aibă o dinamică pozitivă de dezvoltare și aprofundare în interesul tuturor cetățenilor noștri, indiferent de originea lor etnică. România promovează o abordare deschisă, transparentă, pragmatică... Da, scoate-l, da. Dom'le, da, apucă acum începea frumos. Abia acum începea, acum o lua și hai să vă spun și... Acum că ne-am rămas doar noi între noi, restul a dormit, începea să spună adevărul. N-ai cum să difuzezi un discurs întreg. Deci vedeți dumneavoastră, politica pe noi ne costă foarte mult. Îți spune președintele României ceva, face abstracție, că e vorba despre Klaus Iohannis și difuzezi mesajul președintelui. Dar pe de altă parte se trezesc oamenii pe la 11:30, prin doar jurnalul ăla de noapte, noi îi adormim, ne înjură colegul nostru, Tudor Mușar, băi, ați dat discursul președintelui, au dormit oamenii, ne întorci până la 12, fără ceva, îmi pierde misiunea. Înțelegeți? Deci n-avem cum să dăm foarte mult Klaus Iohannis, că poate mai aveți treabă în cursul zilei și nu vreți să vă băgați la somn ritmul, de la ora 6 și ceva. Domnul Zanfir, dă foc la discuție, domnul Klaus Iohannis, e un pasaj pe care vreau să vi-l menționez. Dar citește-l tu un pic mai alert, te rog, că n-am. Nu mai rezist, s-au împus comitori, așa să-mi țin ochii deschiși. Lasă-mă, doamne, iartă. La situația internațională, domnule. A, bravo. Că el e foarte bun pe politică externă. Înțelegi, deci a fost întrebat la Bruxelles de o decizie a CCR-ului și a domnului vorbim. Nu, hai că nu, de-astea, mărunțișuri românești. Va schimba multe relații, nu numai în Orientul Mijlociu, ci și în plan global. Iohannis anunță resetarea globală după atacul de la Hamas. A dat reset? Great reset. Vine domnul Iohannis, începe să ne... Vezi că a proclamat noua ordine mondială, că voi erați cu ochii la BRICS, la ruși, cu chinezi, cu brazilieni, cu nu știu ce, și va da reset din hard de la butonul unității centrale. Bine, trebuie să fii milenial să înțelegi gluma asta. Așa, cel puțin milenial, da. Președintele Klaus Iohannis. Deci cine a anunțat noua ordine mondială? Acolo la Budapesta va cuceri planeta. Ia uite-l cum. Ia uite-te la el cum dă. Stăpânul lumii. Ia uite-ți-vă la stăpânul inelelor, că vezi că își tot rotește verigheta aia, stăpânul inelului. Domnul Buzean. Faptul că el se tot rotește până lumea așa și călătorește, pare că stăpânește lumea, dă senzația că pe moșiile mele soarele nu apune niciodată. Se simte acasă peste tot. Un cetățean al planetei, dar a anunțat el marea resetare. Da, și a făcut, da. De ce se bagă el în chestii de astea? Adică totuși, hai, eu vreau, tot respect, ai fost primar în Sibiu, e mare lucru. Dar chiar așa s-a anunțat, deci gata, să știți că lucrurile nu vor mai fi la fel. Stătea, se gândea, întoarcem foaia de mâine. Să vezi ce declarație fac de nu nebunesc. Să vezi ce se dă, nu mă ori prelua toți. Am două variante. Ori îmi dau pantaloni jos, precum Claudiu Blonț, ori o zic pe aia cu mare resetare. A zis-o pe aia cu mare resetare. O fi bine, o fi rău, nu știu. Am mers pe varianta a doua, să mergem și noi pe varianta aceasta. Îi spunem bună seara doamnei Diana Buzoianu, USR, bună seara. Partea opoziției. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Bună seara și noi vă mulțumim. Partea puterii, din partea guvernului, vine Florian Bodog, Partidul Social Democrat. Bună seara, domnul Bodog.
Bună seara, bună seara. Domnul bună seara, mulțumim și dumneavoastră. Începem cu situația asta în care ne aflăm. Vorbeam cu colegul, nu știu dacă ați prins, de situația asta bizară în care ne aflăm, în care sunt numiți în funcții tot felul de oameni, în legătură cu care sperăm cu toții că nu sunt ei de fapt cei care controlează domeniul respectiv, ci că în spate sunt niște mecanisme, un stat paralel care se mișcă și care face treaba să funcționeze. Adică sperăm totuși că agricultura nu-i pe mâna domnului ăluia Barbu, l-ați auzit vorbind, că se stânge cu familia în jurul bradului și de Crăciun și joacă la tradiție. Domnule, sperăm că nu e vorba. Deci, dar vreau să vă întreb ceva mai concret. Aurelian Pădurescu. Deci are scuze telespectatorilor, dar n-ai. Trimis la Curtea de Conturi ca să păzească banii statului. Deci Aurelian Pădurescu, vicepreședinte al Curții de Conturi din partea Partidului Social-Democrat. Domnul Bodoc, dacă puteți spune ceva despre... Dacă aveți un comentariu în legătură cu asta, dacă nu mergem mai departe. Vă rog. Nu-l cunosc. N-ați pierdut nimic. Este fostul nu-l cunoaște. Nu-l cunoașteți pe Bodurescu? Știu doar atât că e fost viceprimar. Deci, da. Și ca viceprimar are o anumită experiență administrativă, dar în rest personal nu-l cunosc. Deci ca viceprimar are o... Elegant! Domnul Bodoc, să știți că m-a surprins plăcut. Mă așteptam să-mi spuneți că, domnule, domnul Aurelian Bădulescu, dacă veți vedea, are o vastă experiență. Nu, bun! Ne așteptam să ne îmbrobodiți bună, dar tot asta, că nu-l cunosc, n-am ce să vă mai întreb. Ascultați-mă, știți că eu când intru la dumneavoastră, dacă nu știu, nu știu și gata. Și dacă spuneți că nu m-am informat, asta e altceva, dar... Dar pe domnul respectiv, atât am spus exact ce știu despre... Deci nu-l cunoști. Dar știți că înainte ca să dezincriminăm această... Sigur, te gândești că e vorba de o funcție importantă și trebuie să fie acolo o personalitate prestigioasă, totuși Curtea de Conturi, da? A fost Bădălău acolo, adică... Poți să pui orice. Dacă a fost Bădălău, poți fi și Bădulescu. S-a dezincriminat. Doamna, doamna să fie oricine. Deputat, trecem la dumneavoastră. Dumneavoastră îl cunoașteți? În primul rând, nu știu. Ați auzit de domnul Bădulescu? Da, știu că este un apropiat al doamnei Firea, care tocmai a fost numit la Curtea de Conturi. Știți, noi ieri am avut o ședință parlamentară în care ar fi trebuit să vină domnul Zelenski în Parlament, dar da, nu un discurs, dar pentru că PSD și PNL nu sunt capabili să gestioneze activitatea din Parlament, n-am putut să ascultăm niciun discurs, așa că mai degrabă ne-am mutat pe agenda, PSD ne-au mutat agenda pe numirile în ANCOM și la Curtea de Conturi a oamenilor lor de casă. Și, mă rog, noi am atacat inclusiv la CCR numirile de la ANCOM, pentru că nu sunt oameni cu experiență, iar la Curtea de Conturi lista arată așa cum arată. Este un apropiat al doamnei Firea care arată inclusiv, până la urmă, faptul că doamna Firea mai are în continuare, inclusiv după scandalul cu azilele groazei, niște lozuri de tras. Poate a fost un caz social. Poate a fost un caz social. Nu gândiți în termenul ăsta. Gândiți-vă, Partidul Social Democrat are o importantă componentă socială, după cum îi spune și numele. Din câte înțeleg, domnul Aurelian Bădulescu trecea în anul 2022 pentru o situație dificilă, neavând niciun fel de ocupație. Înțeleg că e consilier general, dar nu poți să trăiești din atâta lucru, iar potrivit ultimele sale declarații de avere, era fără ocupație. Acum are ocupație. Un om perfect denumit la Curtea de Conturi, a spune, nu? Vicepreședinte la Curtea, nu? Decât să hoinărească pe străzi domnul Bădulescu, să vină tot felul, să facă tot felul de probleme. Știți, dumneavoastră, cei de la USR, ați avut la un moment dat un consilier municipal extrem, extrem de bun. Pe doamna Ana Ciceală. Da, care a fost, printre altele, făcută prostituată de către domnul Bădulescu într-un mod absolut execrabil. Nu cum am vorbeam mai devreme, damă de consumat, da, și nici o ură de tot. Ana Ciceală, în punctul meu de vedere, a fost unul dintre cei mai buni consilieri general pe care i-a avut Consiliul General Municipiului București. Extrem de eficient, extrem de bine pregătită doamna Ciceală, extrem de puțin promovată de USR, asta așa, să audă cine trebuie. Pe doamna aceasta, Ana Ciceală, Aurelian Bădulescu, în vremea când era viceprimar general, o jignea, cum ați spus dumneavoastră, n-am să reamintesc, îi spunea în felul următor: mi-e scârbă să te aud, ești o femeie cu burta la gură. Ana Ciceală era gravidă la acel moment. O numea, da, asta e cea mai blândă formulare, prost pregătită, și în general o jignea în mod constant. Aurelian Bădulescu e cunoscut, dincolo de o poveste foarte veche, pe care o găsiți dacă îl căutați pe internet pe domnul. La care te referi? Nu, ea e periculoasă rău de tot. E periculoasă. O să-ți arăt eu, așa. Dar Google-ul e la dispoziția tuturor. Așa, dincolo de o poveste veche și periculoasă, îl găsiți în acest context, în care jignește pe cineva.
Nu reușesc să-mi dau seama. De ce decide Partidul Social Democrat, un partid cu resursă umană impresionantă, să numească un domn care înțeleg că era un avocat specializat pe chestiuni imobiliare în județul Ilfov, domnule Bodog? El a provenit din partidul domnului Gigi Becali, din PNG, vine domnul Bădulescu, primat a intrat în Consiliul General pe listele PNG-CD, el fiind avocat specializat pe probleme imobiliare în județul Ilfov. Cred că putem uni punctele fără mari dificultăți. Și de acolo a mers foarte bine în colaborare cu finuța domnului Gigi Becali, adică cu doamna Gabriela Firea, care de asemenea poate fi asociată județului Ilfov, din multe puncte de vedere. Sau chiar cum era pe vremuri sectorului agricol Ilfov, din la fel de multe puncte de vedere. Domnul Bodog, n-ar fi nevoie de la PSD să vină o persoană care are tangență cu domeniul ăsta? Adică aveți pe cineva acolo? Aveți pe care cineva să se mai... și priceapă la așa ceva? Da, nu? Acum, din câte știu eu, îndeplinește condițiile pentru a ocupa o poziție în... la Curtea de Conturi, adică îndeplinește condițiile juridice, respectiv condițiile de studii. Pentru că domnia sa, din ce știu eu, este absolvent de științe juridice și, pe de altă parte, are și această experiență administrativă de viceprimar al capitalei, care... Da, asta e un minus. Eu nu cred că e un minus, pentru că, așa cum știți, fiecare dintre vicepreședinții de la Curtea de Conturi răspunde de un anumit domeniu. Și nu numai vicepreședinții, și consilieri. Și el să răspunde de parcare. Care e domeniul lui pe care ar putea să-l stăpânească? Nu, este în parcarea de fața. Acum, eu sunt obișnuit cu faptul că dumneavoastră faceți mișto la fiecare emisiune, dar domnia s-a lucrat în administrație publică, deci poate să răspundă de acest domeniu. N-a lucrat în anii, a fost viceprimar. Nu știa că a lucrat. Și dacă a fost viceprimar, ce-a făcut? A dormit acolo? Că din câte știu că și-a dat cu sticla în cap cu Gabriel Mutu. Stați că vă spun ce a făcut. Extrem de vocal. Are o declarație semnată aici, olografă, în care o bagă în puncte pe doamna Ciceală. Scrie acolo în clar, eu nu pot să arăt la televizor așa ceva, dar vă trimit dumneavoastră dacă vreți. Își dă cu sticla în cap cu Gabriel Mutu la o ședință PSD și, în general, jignește foarte mulți oameni. Cum să promovați așa ceva? El așa, dar e rușine mare să promovați așa ceva. S-a autorizat, s-a consacrat. Lui se părea că e în favoarea lui tot ce făcea. Adică, e foarte urât. Așa păi e cariera în favoarea lui. Păi și a fost în favoarea lui, nu-i așa? Pentru că în loc ca PSD să se delimiteze până la urmă de un comportament absolut, nu știu, suburban, practic, în acest moment, domnul Bădulescu este promovat pe niște mii de euro în fiecare lună să fie vicepreședintele Curții de Conturi. Adică, da, i-a folosit. Iată că și-a găsit partidul în care astfel de comportamente nu numai că au fost tolerate, dar au fost și promovate. Este cercetat pentru abuz în serviciu fals, sus de fals și uzurpare de calități oficiale. Dacă îmi permiteți. Da. Dacă îmi permiteți, USR-ul se delimitează de Clotilde Armand. Deci mă scuzați, nu puteți să justificați comportamentul Bădăran, total lipsit de absolut ce fel de limită, cu o întrebare de, dar și dumneavoastră, cu ce faceți? Adică nu puteți să răspundeți la întrebări în felul acesta. Haideți, răspundeți dumneavoastră la întrebare. Cum să răspund? Dacă eu vă întreb dacă vă delimitați de o doamnă care este cercetată penal, în condiții în care tot partidul urlă fără penalii în funcții publice, ați redefinit penalii și acum veniți și spuneți că ăsta, PSD-ul nu se delimitează de un om care a avut niște ieșiri în decor. Păi nu, deja hai să vă spun, numai că nu vă delimitați de oamenii care au avut niște ieșiri în decor. Aveți inclusiv oameni care au fost condamnați definitiv și astăzi sunt numiți vicepremieri finanțe. Și dumneavoastră este primar al sectorului 1. Păi dar nu e condamnată. Înțelegeți diferența? Asta înseamnă penal, înseamnă condamnat. Până acum pe toți care erau cercetați aveați pretenție să-i scoatem din funcțiile publice. Fără penal în funcțiile publice. Nu, să nu-i mai puneți pe liste. Nu să-i dați afară. Domnul senator, eu mi-amintesc, dar poate să mă contrazică doamna Buzoianu, dacă greșesc. Sau domnul Buzoianu. Domnul Buzoianu. Da. Da. Sunt atâtea variante de persoane care mă pot contrazice. Eu mi-amintesc că inițiativa civică, fără penali în funcții publice, viza persoanele condamnate definitiv pentru fapte de corupție sau asociate corupției. La asta se referea.
Doar că ieșirile, celor de la USR se refereau la, de fiecare dată când apărea o învinuire a cuiva, indiferent că era doar în faza de cercetare sau trimis în judecată, apăreau de la USR și spuneau fără penal în funcție publice. Eu mă amintesc, să știți că eu am o memorie foarte bună și pe de altă parte să știți că eu știu. Domnule Bodog, știți ce este absolut halucinant? Că nu știți nici măcar pe cine ați numit la Ancom. Deci ieri l-ați numit la Ancom pe Vlad Bontea, care este urmărit penal pentru loviri și alte violențe. Pe cine a bătut, doamnă? Dar nu-i pe corupție, domnule. Dar bătăuși ca și bătăuși. Bătăuși că n-a bătut pe nimeni. Aruncă cu înguriță. Păi n-aveți astfel de informație, că nu vă știți toți condamnați și toți urmăriți penal pe care îi aveți în PSD. De-aia n-aveți această informație. Ați avut ieri un vot. Este ultima persoană care poate vorbi. Ați avut ieri un vot în Parlament. Iar în ceea ce privește prezența lui Zelenski de ieri, în care ați votat un om care este urmărit penal. Se prea înțelege. Nu se înțelege. Nu știu, eu trebuie să prezint toate punctele de vedere. Pornim de la un material publicat de jurnaliștii de la defapt.ro cu titlul Circarul lui Firea, ex-viceprimarul Bădulescu, trimis în Curtea de Conturi ca să păzească banii statului. Potrivit ultimele declarații de avere în 2022, era fără ocupație. Este un articol semnat de domnul Mircea Marian. Am citit titlul care mie nu mi se pare deloc potrivit, Circarul lui Firea. În primul rând, ar trebui să avem mult, mult mai mult respect față de persoanele care își desfășoară activitatea într-un circ. E foarte greu să fii circar. Acrobat, clovn, orice, e greu. Prea ne deci jucăm cu cuvintele. Deși doamna Firea mi-aduc aminte că se folosea de funcțiile de la circ. Dădea acolo sigur. Tot felul de... Acum, înțeleg că domnul Bădulescu a numit o tânără doamnă jurnalistă vacă, ceea ce iarăși mi se pare că ar fi trebuit ușor, dar ușor să-l mai scoate. Sunt și oameni pe care nu i-a jignit omul ăsta? Adică s-a referit la cineva, te aduce aminte, din partea opusă, nu? Nu, ne-au zis și de la el, de la PSD, i-a aruncat cu o sticlă în cap lui Gabriel Mutu. Da. Uitați ce spune, uite, ca să nu uite, că nu sunt punctele noastre, deci de vedere, noi doar relatăm ceea ce e deci publicat în presă. L-ați numit acolo, da. Codrin Ștefănescu l-a făcut mai muță. Totuși. Păi, da, și ați văzut cumva audierile de ieri? De la Ancom, din comisiile de Ancom, nu, pentru că și aceste audieri relevă foarte mult. Deci la Ancom acesta nu a fost, da, pardon, că vorbeam înainte de Ancom. De Ancom. Că eu am participat la audierile de la Ancom, la Curtea de Conturi au fost colegii mei din celelalte comisii. De asta pot să dau eu acest exemplu mai bine. Oamenii care au fost ieri votați de PSD și de PNL pe niște sume de 9.000 de euro pe lună, da, în fiecare lună, acești vicepreședinți care vor ajunge, sunt niște oameni care n-au putut să răspundă la niște întrebări tehnice. Repet, la Ancom, domnul Vlad Bontea, un om care este urmărit penal pentru loviri și alte violențe, nu, ok, să spunem că nu este încă condamnat, a fost întrebat niște lucruri absolut tehnice. N-a știut să răspundă, nu e pe tehnică. Răspunde în scris. N-a picat pe tehnică. Mă întorc la zona asta cu tehnica, vă rog. E importantă. Vreau să întreb, numai o secundă, vreau să clarific ceva cu domnul Bodog, pentru că sigur că dumneavoastră ați vehiculat ideea asta că domnul ești urmărit penal, trebuie să-ți dai demisia. Vreau să vă întreb că dumneavoastră acum 2 ani nu știu cum s-a finalizat, nu dau să abonez, că a scăpat, nu mai aveți probleme, nu? Ați fost urmărit penal, nu? Domnul Bodog? Da, vă aud. Ați fost urmărit penal pentru abuz în serviciu și fals. Da, sunt trimis în judecată. Sunteți trimis în judecată? La înalta curte. Da. La înalta curte. Da. La înalta curte. Ne vinovat până la proba contrarie. Păi și sunteți penal corect, acum? Corect, absolut. Așa spune dreptul român. Păi da, eu... Da, da, nu, sunteți nevinovat până la proba contrarie. Nu se pune problema. Eu v-am întrebat dacă sunteți penal. Corect. Ce e corect? Că sunt nevinovat până în momentul în care... Nu, eu v-am întrebat altceva mai devreme. Dacă sunteți penal... Nu sunt, cum să fiu penal? Nici după definiția celor de la USR nu sunt penal. Păi și Clotilda păi cum și e penală? Păi și de ce ați invocat pe Clotilda Arma și a spus că e penală? Care nici nu-i trimis la judecat. Asta adică... Da, e complicată. Nu, doamne. Asta zicem. Da. Bun. Ca să lămurim pentru toată lumea, penal ești atunci când intervine o condamnare definitivă. Asta înseamnă penal. Și cred că la asta s-a referit și inițiativa civică fără penal în funcții publice. Nu, că la asta s-a referit, dar la asta se referă inclusiv cele 3 proiecte de legi care au și trecut și au fost adoptate și pentru care ne bucurăm că în 2024, în sfârșit, oamenii, milioanele de români care au semnat pentru inițiativa fără penal, vor vedea un vis, o misiune realizată.
dată, în 2024. Dar până un alta, spuneți-ne cu partea tehnică. N-a știut domnul Pavel Popescu? Că și dânsul din partea PNL-ului, nu, acolo era, Lancom trimis, vicepreședinte. Da, domnul Pavel Popescu n-a putut să răspundă la întrebările tehnice. Noi avem colegi care sunt ingineri și care au putut să pună niște întrebări cât se poate de aplicate. Din păcate, în afară de cei doi reprezentanți care deja aveau actualii vicepreședinți care aveau experiență și cunoștințe tehnice, pentru care, apropo, toată lumea din comisii și de la PSD și PNL le-au mulțumit pentru mandatul lor și pentru experiența lor și cât de buni sunt, ca după aia să nu-i mai voteze. Deci ei au candidat doar ca să nu fie votat. Dar vreau să vă fac o scurtă precizare, că e o neînțelegere care s-a iscat în discuția noastră legată de aceste audieri și bănuiesc că a fost poate audiat și domnul acesta despre care am vorbit, Bădulescu, acolo în situația sa. La curtea conturi, la curtea de conturi și fost audiere și acolo. Dom'le, a jurat pe cineva. Și are de făcut omul acesta. Deci domnii aceștia care au fost audiați acolo, dom'le, trebuiau să vină cu un card, să fie un bancomat aici, dacă puteți să mă filmați, să fie un bancomat aici și să bage cardul în bancomat și să-l scoată. Dacă reușește să îndeplinească această procedură, mie mi se pare că poate deține această funcție, domnule. Deci asta este ce are el de făcut acolo în funcțiile respective. Nu, asta i-a spus niște întrebări tehnice. Ați complicat? Nu despre asta era vorba acolo. Am complicat, da, și am mai avut și tupeu să atacăm la CCR numirea reprezentanților de la CCR, pentru că considerăm că de formă, cel puțin, deci din start se poate vedea că acești oameni nu îndeplinesc condițiile legale cerute, cu experiența cerută pentru aceste funcții. Nu știu, dacă au colegii de regie pregătit un scurt moment în cadrul audierilor, pentru că poate așa vorbim pe lângă subiect, dar fără să difuzăm esența schimbului de replici din comisie, oamenii nu își dau seama în ce hal s-a ajuns. Adică poate se gândesc că oamenii erau slab pregătiți. Nu, oamenii nu erau pregătiți deloc. Să fii slab pregătit, trebuie să fii un pic pregătit. Și cum ești? Slab pregătit? Ești mediocru? Ești bine pregătit? Ești excepțional de bine pregătit? Nu, n-aveau treabă cu subiectul. Deci mulți dintre ei la un moment dat nu înțelegeau întrebarea, că dumneavoastră spuneți că nu erau răspunsurile bune. Păi ce răspunsuri să fie dacă ei n-au înțeles întrebarea? Erau total depășiți de situație. Aș vrea să-l prezentăm în special pe domnul Pavel Popescu. O speranță a poporului român care, iată, eșuază pe țărmul Lancom cu foarte mulți bani asupra sa. Dar întrebarea e următoare. De ce l-ai pus? Adică totuși e un domeniu tehnic acolo, dar el l-a perceput ca fiind un domeniu în care, tehnic vorbind, trebuie să ridice niște bani. Oamenii aceștia trebuie să le dai un loc de muncă să ridice niște bani. Nu trebuie pus totuși domnul Bodog, un specialist, indiferent de domeniu, oriunde pui, pune-l pe unul de știe, că după aia ne mirăm că nu funcționează. Dar avem doar oameni nepotriviți în locurile de genul acesta. Deci vreau să precizez faptul că orice persoană care este numită și care nu face față funcției pentru care este numită sau are probleme în ceea ce privește atribuțiile de serviciu, poate fi revocat. Parlamentul este suveran în acest sens și poate decide oricând. Și s-a mai și întâmplat chestia asta. Nu în România, dar... Nu știu dacă s-a întâmplat sau dacă a fost cazul, însă, repet, eu zic să nu-i bănuim de incompetență pe cei care au fost numiți, să-i lăsăm să vedem dacă... Păi nu să-i bănuim, să-i ascultăm în stare de... Dacă nu-și fac treaba, să-i putem revoca. Domnul senator Bodog are dreptate, nu e bine să bănuim pe nimeni de absolut nimic. Haideți să avem certitudini, să urmărim un pasaj din audierile pentru sinecurile de la Ancom și apoi să nu bănuim, ci să știm cât de bine sunt pregătiți oamenii ăștia, dar pe alte subiecte, probabil. Să urmărim niște imagini. La voastră nu pot să observ decât că ați terminat o universitate despre care nu se prea știe nimic, Biotera, și că singura dumneavoastră experiență înainte de a intra în politică a fost să vă ocupați de firme de pază. Acum urmează să fiți vicepreședinte, fiindcă așa a decis partidul, la una dintre cele mai importante instituții ale statului român. Eu v-aș întreba dacă puteți să ne spuneți care este diferența dintre spectrul electromagnetic și spectrul radio. Pentru un răspuns concret, promit că am să vă dau un răspuns. Vă rog, spuneți partea aia mică pe care o cunoașteți. Totuși sunteți la audiere astăzi în comisie. N-am să intru în polemică. V-am spus că cu toată dragostea am să vă răspund în scris. Dragostea nu e reciprocă, dar aici e o chestiune oficială și întrebarea este dacă puteți sau nu puteți să ne răspundeți. Spuneați că cunoașteți o mare parte din această situație. Spuneți-ne o bucățică din partea asta mare. Cred că viziunea Ancom pentru 5G este printr-o campanie puternică de conștientizarea
ordonatorilor de credite din OAT-uri și... Nici la întrebările puse de colegii dumneavoastră, autorizații de construire sunt aceeași problemă și pentru 2G și pentru 3G și pentru 5G și pentru 4G. Ați făcut o facultate, ați încercat să faceți o facultate de stat pe care ați ratat-o, n-ați terminat-o, v-ați dus la o facultate necunoscută privat pe care ați terminat-o. Însă totuși găsesc ceva la dumneavoastră. Aici găsesc că aveți un curs de CCNA. Și CCNA-ul ăsta e un parametru care vă poate un pic lega de ceea ce ar trebui să fie la Ancome. Și dacă știți totuși cu numerologia, cu chestiile astea, care este reprezentarea numărului 11 în baza 16, pentru că IPv6 lucrează cu numeri în baza 16 și Ancome-ul are legătură cu aceste lucruri. Eu îi urez succes domnului Miruță să fie un coleg care să facă pentru România numai lucruri bune. Domnul profesor, dumneavoastră sunteți audiat pentru a fi vicepreședinte Ancome. Ancome are în atribuțiile sale exact aceste lucruri și v-au fost puse niște întrebări având în vedere faptul că dumneavoastră ați menționat că ați făcut acel curs unde există efectiv scris așa ceva. Mai am un singur an de mandat și nu-l las baltă, las unei colege. Dacă Dumnezeu va decide să ajungă acolo și voi trece de furcile gaudinea ale domnului Miruță, eu vă promit că voi face un birou la Parlament aici ca să colaborăm pe legislația pe care am scris-o împreună. Domnule, este fabulos momentul ăsta pe care l-am ascultat. În primul rând l-a invocat și pe Dumnezeu acolo, l-a în cârdășie. A luat în cârdășie. Dar domnule, Dumnezeu votează la 10 mâini în Parlamentul el României. El a decis. Dumnezeu nu are grup parlamentar. PSD și PNL au grupuri parlamentare. Nu a fost acolo, nu s-au desfăcut cerurile și au spus: Pavele, da, la Ancome. Bani, bănuți. Bănuți, Pavele, ți-au căzut miile astea de euro. Sunt salariul tău de la Ancome. Deci, domnul Bodo, cum spuneați că nu putem să-i bănuim de incompetență? Era legată de domnul Bădulescu, așa, dacă nu, mi-aduc eu bine aminte. Și dacă mi-aduc eu bine aminte, în perioada în care USR-ul gestiona Ministerul Sănătății, dacă nu mă înșel, au numit în consiliile de administrație un vânzător de piese auto. Dar noi am vorbit. Da, am râs. Ne spuneți, până l-ai dat afară pe ăla, păi pe viceprimar. Cât am râs noi de oamenii aia. N-ați urmărit dumneavoastră tot râsul nostru pe aceste subiecte. Doar că acum trebuie să râdem de oamenii dumneavoastră, care sunt o glumă. Acum Pavel Popescu nu o să fie omul PSD-ului niciodată. Nu, ăla. Nici al PNL-ului nu cred că e Pavel Popescu, dacă mă întrebați. Dar ziceți-ne de Bontea dumneavoastră. Ziceți-ne de primul ăla. Ziceți-ne de băiatul ăla care nu vrea să intre în polemică pe baza câmpului electromagnetic. Deci, vă rog, nu vreau să ne certăm de la câmpul electromagnetic. Nici o treabă, n-are nici o meserie. M-am zis că a avut o firmă de bodyguards. Cine, unde l-ați găsit? Împăciuitor cu câmpul electromagnetic. Doamnă deputat Buzoian, domne, de ce sunteți belicoși, domne, cu câmpul electromagnetic? Omul nu vrea polemică pe acest subiect. Omul voia să bată câmpul, dar nu electromagnetic. Da. Vă dați seama că oamenii se așteptau să nu primească nicio întrebare, că în mod normal la comisiile astea nu trebuiau să fie primite întrebări. Noi trebuia să ne uităm doar faptic dacă au îndeplinit condițiile de formă, așa. Și au fost luați prin surprindere, probabil, că li s-a pus câte două întrebări pentru un salarii de 9.000 de euro pe care o să-l trăiască pentru gestionare, da, și pentru gestionarea... pentru gestionarea unei autorități care este foarte importantă, este una dintre autoritățile cele mai importante pe zona aceasta de digitalizare. Vă dați seama că în momentul în care va veni cineva tehnic din aparat să-i spună domnului Pavel Popescu sau domnului Vlad Bontea sau, nu știu, și domnului, adică toți oamenii ăștia care au fost numiți. Da. Vreau seama cum se vor uita ei pe hârtiile alea, nu vor înțelege, deci nu vor fi capabili să înțeleagă ce le spune. Ei zic că sunt mari manageri, ei se văd mari manageri în sinea lor, dar nu o să știe subiectul pe care îl manageruiesc. Adică, deci ei vor lua 9.000 de, ca să le explicăm oamenilor, vor obține 9.000 de euro în fiecare lună. Pentru că se pornește de la prezumția că acolo numești un om atât competent pe un domeniu care cunoaște, stăpânește domeniul respectiv, unde e competent, cât și un om care are susținere politică. Deci numești un om politic, capabil să ia decizii politice sau să facă politici publice pe un anumit sau să gestioneze și politic un anumit domeniu pe care îl stăpânește. Greutatea acestui domeniu, da, și sigur, de-aia se numește.
Ei au înțeles total prost. Deci salariul acesta ar fi trebuit să fie unul competitiv, care să-ți poată aduce un om care, de exemplu, în loc să fie partener într-o firmă gigantică în România, în privat, să-și aleagă să-și dedice 4 ani de zile, 5 ani de zile, 10 ani de zile într-o instituție, să reformeze instituția respectivă, să performeze în instituția respectivă. Oamenii aceștia au văzut, inclusiv din acest punct, o oportunitate să mai dea niște bani la clica lor politică. Că nu degeaba vorbim de politizarea instituțiilor de ani de zile. Că ne reîntoarcem tot timpul la acest subiect. Da, pentru că, în realitate, nu vedem niciun fel de rezultate din partea instituțiilor pentru că sunt conduse de aceștia. Planează această întrebare, domnule Bodog, asupra discuției noastre. Domnule, dar domnul Grindeanu, care a fost și el la ANCOM, o fi știut el să răspundă la întrebările alea dacă îl întreba lumea? Grindeanu, cred că da. Da? Nu știu cât își mai amintește el din școală, dar... Are o școală, da, în sensul ăsta. Gândeam în sens că a scris o carte, o culegere de lucrări, de matematică, de... Nu știu, mă gândesc la domnul Zgonea, care e președintele ANCOM. Da. Măcar e inginer, adică... Nu, haideți să clarificăm și cu domnul Zgonea, vă rog eu frumos. Știu, nu-mi dau seama că n-a profesat enorm și e inginer de drumuri și poduri, dacă nu mă înșel. Căi ferate. Nu, dar lăsând asta la o parte. Deci domnul Zgonea a venit în audieri. Tot așa, în comisia din care fac eu parte. Doamne, acum e președinte la Camera Deputaților Freddy Simonis. Nu pot să-l vorbesc de rău pe Valeriu Zgonea când a venit Freddy Simonis președinte la cameră. Păi nu, dar eu vă spun că el a venit cu o singură promisiune în comisie. Ce a promis? Că soția lui, care lucrează ca consilier de specialitate în instituție, nu va mai fi consilier de specialitate după ce se va duce el acolo să controleze această instituție. Ce să vezi? A rămas consilier de specialitate, care are ca atribuții, ce să vezi, în caz de incidente de integritate, inclusiv cu conducerea autorității, să se ocupe să fie implementată legea, să fie sancționați cei din conducere, adică soțul dumneaei. Nu vă mai întreb, domnul Bodog, nimic. Ce să mai... E complicată. Lăsați așa. Poate nici nu-i cunoașteți. Poate pe de altă nici... parte, ce răstare să... Dacă... Asta e. De la domnul Zgonea avem această pretenție să se țină de să cuvânt. Țină de că nu e ca și cum, domne, avem o familie de treținut, da, și nu sunt bani destui. Că salariul e destul de mare. Oricum, să repet această observație făcută puțin mai devreme. Nu ne permitem să facem comentarii la adresa domnului Zgonea când pe scaunul său de președinte al Camerei Deputaților acum stă Freddy Simonis. Stă Freddy Simonis. Ne retragem și râsetele din vremea în care glumeam pe seama colegului lui Mihai Viteazu. Îi mulțumim mult domnului Bodog pentru prezența în emisiune și mai mult doamnei Buzoianu, că e din partea opoziției. Na, trebuie să fie și mai prezentă. Da, luăm o scurtă pauză, după care ne întoarcem, pentru că lucrurile sunt sigur mai puțin amuzante când părăsești incinta României. Aici sigur ne mai distrăm, mai râdem, mai glumim, dar lucrurile dau să escaladeze acolo în Israel. Vom sta de vorbă cu specialiști și vom încerca să înțelegem cam care e perspectiva, nu? Cam ce ni se poate întâmpla de aici încolo.